Bun venit la sala de antrenament! Atenție! Începem jocul! În ce pădure s-a ascuns Robin Hood? Minimal! Este un răspuns corect! Câte munci a făcut Hercule? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Capra l-a așezat pe lup pe un scaun din... Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Câți iezi a mâncat lupul? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Orașul de origine al cunoscutului marinar Sindbad este... Minunat! Este un răspuns corect! Ce este un djin? Ok, un răspuns corect! Ce sunt ielele? Ok, un răspuns corect! Bazilicul este un monstru a cărui privire te... Ok, un răspuns corect! Cum se numește monstrul a cărui privire transformă orice în piatră? Bravo! Este un răspuns corect! Ce animal a ucis Dragoș Vodă? Bravo! Este un răspuns corect! Cum se numește omul de zăpadă mitic care trăiește în munții Tibetului? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Cum se numește băiețelul crescut de maimuțe? Minunat! Este un răspuns corect! Ce stăpânea zeul roman Neptun? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Cum se numește cățelușa lui Dragoș Vodă? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Cum se numește calul mitic cu corn în frunte? Super! Este un răspuns bun! Unde a descălecat Dragoș Vodă? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Cu ce fruct l-a ademenit Eva pe Adam? Ok, un răspuns corect! Cum se numește fetița care trăia într-o floare? Super! Este un răspuns bun! Cum s-a numit legendarul haiduc englez? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Marin Preda este autorul romanului... Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Unde trăia bunica scufiței roșii? Este un răspuns corect! Câți pitici o însoțeau pe albă ca zăpadă? Este un răspuns corect! Cum se numește prințesa ajutată de 7 Super. Pitici? Este un răspuns bun! Ce a furat Nică din tei ca să vândă la târg? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect! Cu ce s-a înțepat frumoasa din pădurea adormită? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect. Câți ani a dormit frumoasa din pădurea adormită? Este un răspuns corect. Cine l-a răpit pe băiețelul Carl când mergea cu Sania? Ok, un răspuns corect. Cum se numește sora lui Carl din basmul Crăiasa Zăpezii? Ok, un răspuns corect. Cine a scris basmul Fetița cu chibrituri? Bravo, este un răspuns corect. Cine a scris basmul Crăiasa Zăpezii? Este un răspuns corect. Cine a scris povestea Capra cu trei iezi? Este un răspuns corect. Cine a scris basmul Hainele cele noi ale împăratului? Bravo! Este un răspuns corect. Cum s-au numit cei doi frați autori de basme și povești? Este un răspuns corect. Cum se numește băiatul care a furat pupăza? Este un răspuns corect. Cum se numește mătușa băiatului care a furat cireșe? Bravo! Este un răspuns corect. Cu ce a plecat păcală în spate? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect. Cum se numește călătorul care a ajuns în țara liliputanilor? Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect. Cum se numește soția meșterului Manole?
Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect. Meșterul Manole construia... Din păcate, nu este răspunsul corect. Iată răspunsul corect.